Cum e cercetarea în România în domeniul tău? Cât de vastă, cât de susținută? E o întrebare foarte bună. Cred că fiecare cercetător, dacă îi adresez această întrebare, îi crește tensiunea. Din păcate, cercetarea în România nu e așa cum o vedem noi, nu e așa cum ar trebui. Pe de o parte, pentru că știm toți că este subfinanțată și e subfinanțată cronic, iar pe de altă parte și banii care sunt în cercetare, din păcate, nu cred că sunt distribuiți așa cum ar trebui. Cred că ai citit și tu și poate cei care vor asculta acest interviu au citit despre faptul că sunt competiții care se organizează, din păcate, fără o predictibilitate. Nu știi dacă vor fi anul acesta, anul viitor, peste 3 ani, peste 5 ani. La fel, evaluatorii pe care îi folosește ministerul nu întotdeauna sunt cei mai potriviți și cei mai în măsură să-ți evalueze ție proiectul, pentru că, de exemplu, am foarte pe scurt, cum se desfășoară o astfel de competiție. Ministerul spune, uite, noi organizăm o competiție pentru tineri cercetători, pentru cercetători seniori, pentru diferite alte grupuri specifice de cercetători. Fiecare dintre noi scrie o aplicație de proiect. Adică avem o idee de cercetare științifică, o transformăm într-un proiect. Asta înseamnă costuri, timp, activități și ce descriem noi tot ce vrem să facem ca să ducem la bun sfârșit, să ne îndeplinim obiectivele în acel proiect. Și apoi se depune la minister, ministerul aleatoriu selectează evaluatori pentru proiectul tău. Dacă acei evaluatori nu sunt specialiști în domeniul tău, nu au cum să îți evalueze corect un proiect de cercetare și de acolo se ajunge la punctaje și la evaluări care pur și simplu nu au nicio legătură cu realitatea și tu ajungi să nu-ți fie finanțată munca din aceste motive. Mai e o chestie legată de cercetarea din România, e cum ajunge munca cercetătorului la cunoștința publicului larg. Dar mai mult de atât, cum îl faci pe român să înțeleagă că munca ta e foarte importantă? Ce rezultate ai tu pentru el? Ce rezultate are Cristian Coman, că a fost de 3 ori în Antarctica și românul trebuie să beneficieze și norvegianul, că așa, de ele. Da, uite, am descoperit acolo, adică nu, n-am descoperit-o noi. Este o bacterie care a mai fost cercetată izolată din alte locuri, nu neapărat din Antarctica. Noi am izolat-o de acolo din probe de zăpadă, dacă îți vine să crezi. Și ea produce un compus secundar care are un efect antibiotic foarte bun. Am și publicat un articol în 2000, articol științific, bineînțeles, internațional pe această temă. Compusul acesta secundar pe care îl sintetizează bacteria, l-am testat pe 200 de bacterii multirezistente la antibiotice din România, fie din mediul clinic, fie din mediul înconjurător. A fost o colaborare cu Spitalul Victor Babeș din București. Noi am observat că în 50% din cazuri acest compus are un efect antibiotic foarte, foarte bun. În 50% din cazuri nu, dar asta e absolut normal. Da, ce ar trebui românul să știe că astfel de rezultate sunt foarte importante și că cercetarea trebuie susținută să meargă mai departe. Adică e doar primul pas, trebuie să vedem ce facem mai departe, pentru că trebuie fonduri ca să duci ideea la un nivel clar superior. Dacă nu ai fonduri sau dacă ai, nu știu, sincope în finanțare, ai o competiție acum și mai o competiție peste 3 ani și tu depui un proiect și ți-l evaluează, nu știu, cineva care nu este în domeniu și clar nu primești finanțare, odată ce trec anii, este foarte greu să reiei și să încerci să faci o cercetare mult mai complexă, bineînțeles în etapele următoare ale dezvoltării unui antibiotic, de exemplu, sau dezvoltarea unui biocid sau altceva de genul acesta. Vorbeai de antibioticul respectiv, cercetarea internațională, cercetătorul nu mai are patrie. Te-a contactat cineva în urma rezultatelor publicate în articolul respectiv? Nu. Am încercat eu să contactez alte persoane interesate. Da, lumea este interesată, nu pot să spun că nu. Doar că e puțin mai complicat. Toată lumea se lovește de costuri, de bani, de proiecte, de colaborări, da, lumea este deschisă să le facă, doar că, la fel ca în orice altă activitate și în ceea ce am face, totul se rezumă la bani și lumea spune, ok, avem finanțare pentru asta. Dacă nu avem, atunci nu se poate să mergem mai,
mai departe.